Să nu uităm ce v-am promis. Și v-am promis că vine prietenul nostru, doctorul Marius Sava, care este aici să ne vorbească despre 5 metode de slăbit după sărbători. 5 metode care te fac să arăți mai bine în 2024. Băi, dragă telespectatorule, cască ochii la emisiunea noastră la început de an, dacă vrei să schimbi stilul de viață. Vine doctor Marius Sava! Dăm voie să te îmbrățișez. Da, la început de an, ai auzit ce a spus Astre, da, o să fiu plin de succes. Am. Bravo. Vreau să te întreb, 5 reguli sau 7 reguli? 5 plus 2, 7. Are dreptate, mă, domn profesor. Da, da. Deci n-am greșit nici eu, nici Murtera. Nimeni n-a greșit, toată lumea a avut dreptate astăzi. Bravo, să luăm loc. Doctore, asta îmi place. Ai o gândire perfectă, te-ai și tuns la început de an. Arăți, cum să zicem, fresh. Ce face românul la început de an? Slăbește. Sau încearcă. În primul rând se tunde și apoi încearcă să slăbească. Încearcă să se lase de fumat? Da. Încearcă să se împace cu dușmanii. Încearcă să se apuce de sport? Da. În momentul în ianuarie crește rata de abonament la o sală de sport cu 80%. Asta nu înseamnă că se și duc oamenii. Jumătate de ei își anulează tot în ianuarie. Ca să vezi ce înseamnă asta. Încercăm să ne apucăm acum, dar eu vă promit că dacă țineți măcar 2-3 din regulile astea, o să slăbiți. Deci, oameni buni, și slăbitul înseamnă sănătate, în primul rând. Da. Asta este foarte important de știut. Te simți și tu bine în pielea ta și slăbești. Și dacă slăbești, ești foarte sănătos sau ești mai sănătos. Pentru că, practic, reduci riscul de diabet. Diabet, colesterol, steatoză. Din podcasturi și din ce am învățat din anul trecut, când ai venit la noi la emisiune. Da, da. Doctorul Marius Sava, 54 pe Instagram, vă 52, așteaptă. 52? 52, da, Sava. 54 minus 2. Exact, bravo. Doctore, haideți să vedem. Bun. Deci, dragă telespectatorule, atenție mare. Ne trebuie câteva lucruri. Ca să începem să slăbim, ne trebuie un centimetru. Ce facem cu centimetru? Cu centimetru începem să măsurăm circumferința abdomenului. Și știi că tot am vorbit anul trecut. La bărbați, 102? Dacă e peste 102, este o problemă, este grad de risc pentru afecțiunile cardiovasculare. Poți să faci accident vascular, poți să faci hipertensiune arterială, poți să faci boală de inimă. Iar la femei peste 88 de centimetri. Nu înseamnă neapărat că dacă ai 101, gata, este perfect. Ar trebui să fie undeva la bărbați sub 90 și la femei undeva sub 75. Aici e maximum. Asta este maximum de la care trebuie să începi să crezi că ai probleme. Apoi circumferința gâtului. Băi, doctor, asta nu mai știam. Ne măsurăm gâtul? Ne măsurăm gâtul în dreptul umărului lui Adam aici. Și? Cu un centimetru. La bărbați, dacă este peste 43 de centimetri, mare problemă. Risc de apnee în somn. Se oprește respirația în timpul somnului. La femei, dacă este peste 40 de centimetri, mare problemă. Risc de apnee în somn. Se oprește respirația în timpul somnului. Deci trebuie să ne măsurăm cumva și gâtul și, bineînțeles, înălțimea. Apoi, al doilea lucru. Păi stai un pic, cu înălțimea ce mai poți face? Imediat îți explic. Știi că noi, după vârsta de 30 de ani, începem să... Să dăm înapoi? Da, da, da. După 30 de ani după dăm 30 înapoi? De ani, dar sunt foarte mulți pacienți. Eu trebuie să, când le fac spirometrie, proba de suflat care le măsoară capacitatea plămânului, trebuie să le știu înălțimea. Și întreb, ce înălțime aveți? Și începe, 1,80. Și spunem, hai să ne măsurăm. Și când îi așez acolo, frumos, 1,72. He, 1,72? Păi, crede-mă, la 60 de ani, ei știu înălțimea din armată. Și pe aia o spun, da, încet, încet, să tasează vertebrele. Păi și dacă stai agățat de o bară? E o metodă. Nu, e o serios, metodă. Serios că este o metodă, dar sportul te ajută cel mai mult pentru că ții mușchii de lângă coloana vertebrală, îi ții fermi, îi ții tari. Deci și 2024 trebuie să fie anul în care facem sport, băi, oameni buni, sport, toți. Sport, mult. Bun. Bun. Greutatea trebuie să o știm, să știm care este dușmanul de la cât plecăm. Și dacă știm înălțimea și greutatea, ne calculăm indicele de masă corporală. Asta înseamnă greutate supra înălțime la puterea a doua. Hai să dăm concret. Să dăm. Eu, de exemplu, am înălțime 1,89. Ia calculatorul, te rog. Deci tu ai înălțime 1,89? 1,89, da. Tu ai 1,89? Uite, nimeni nu mă crede. Ia, ia, ridică. 1,89. Am 1,89? Păi eu am 1,78. Are 1,89? Nimeni nu mă crede. Aduce 1,90. Centimetru. Am 1,89, vă spun. Aduce centimetru. Tu ai 1,90, nu? Aveai.
Mai mult, n-ai cum să ai 1,89. 1,89 am. Păi te vin un pic. Are 1,89? Din ochi te-a văzut cineva. Plus, plus minus 2, știi că... Cade ruleta, Peggy. Totuși să știm că... Peggy, te rog frumos, vină cu acest. Peggy mă ajută pe mine, colega mea de la măsurători. Stai, stai drept aici. Stai, Peggy, să-l vedem. Nu, Peggy? Bagă sub talpă. Bagă sub talpă. Peggy este asistenta noastră. Oh, te pomenești că am început și eu să iau în jos. Da, mare, 1,89. Da. 1,88. Ah, hai bine, lasă! Suntem mult în picioare astăzi. Foarte bine. Da. Păi o mai ținem astăzi aici, că mai avem pacienți. N-are 30? 1. Cum? N-are 30 de ani? N-are. Am 34 toată ziua asta. Are 34 de ani doctorul nostru. Zodia Leu. Leu. Deci combinația asta. Deci greutate suprapătratul înălțime. Și eu am înălțimea 1,89. Înmulțește 1,89 cu 1,89. Deci înălțimea, da? Da. Așa se calculează. Da. 1,89. Da. Ori 1,89. Bun, deci oameni buni, vă mulțiți înălțimea. Da. Egal? Cât? 3,57. 3,57. Și greutatea o împărțim la 3,5. Și deci cât ai? Ia vezi. Pe cât ai greutatea? Greutatea o am acum, cred că 98 am. 98 de kilograme? Da. După sărbători, domnule, după sărbători. 28. 28. 28, deci mă încadrez aici. Care înseamnă supraponderalitate. Tu ești supraponderal? Da. Da, știam asta, nu e nicio dar surpriză. Dar nu arăți, doctore. Da, da, sunt. Din punct de vedere medical, eu încep să fiu un factor de risc pentru boli. Ok, nu este foarte grav, într-adevăr. Nu e neapărat o problemă atât de fatală, dar e o problemă. Dacă avem indice de masă corporală peste 30, adică dacă rezultatul este peste 30, este obezitate de gradul 1, obezitate de gradul 2 și dacă ai peste 40, și crede-mă că sunt destul de mulți, se numește obezitate morbidă. Da, bun. Deci tu ești supraponderal? Da. Și ca să nu mai fiu supraponderal, trebuie să dau vreo 8 kg. Am de gând anul ăsta să dau. Asta e... Da. Targetul tău, 8 kg. Dacă ajung. Bun, apoi ne trebuie un obiectiv realist. Ce înseamnă asta? Asta nu trebuie în prima lună să slăbim 5 kg. Deci. Nu trebuie să slăbim dintr-o dată 20 de kilograme un om ca mine. Ok, trebuie 1% din greutatea pe care o ai. Ce e foarte interesant. Are ciucă o față. Ți-ai calculat, e supraponderală? Da. Cât ai ieșit? Nu, dar oricum se vede că... Dar eram așa trist că nu găsesc motivație, doctor. Dar cât ai? N-am calculat, de fapt, mă gândeam eu așa. 22, uite, domnule, ce oameni sănătoși. Bun, hai să vedem. Motivația. Al treilea lucru care trebuie. Motivați. Cum fac? Facem așa, te gândești. Măi, ori slăbesc și sunt sănătos, ori nu slăbesc și mă îmbolnăvesc. Nu e de ajuns. Nu. Atunci altă motivație nu am mai. Știu să-i dau. Și, da, ori slăbesc și găsesc alături de mine o domnișoară care o să-mi schimbe viața, ori nu slăbesc și o să rămân singur, vai de mama mea, închis în casă toată viața. Merge? Care o mai mâncat de acum încolo. ar trebui să te faci speaker motivațional. Da, pe teme de slăbit. Bun, motivația. Obezitatea, factor de risc pentru diabetul de tip 2, este principalul factor de risc. Pentru bolile cardiovasculare, ceea ce spuneam, hipertensiune, accident vascular, infarct. Pentru sindromul de amnezie în somn, pacienții care au câteva kilograme în plus pot avea sindrom de amnezie în somn, adică să li se oprească respirația în timpul somnului. Este factor de risc independent pentru toate tipurile de neoplazii, pentru toate tipurile de tumori. Factor independent, adică nu se asociază cu nimic altceva. Și steatohepatita, care înseamnă ficatul gras. Și ultimul lucru pe care trebuie să-l găsești este suportul. Trebuie să ai suport din fața, din partea familiei sau din partea partenerului. Să nu vină la tine cu o gogoașă în timp ce tu ții regim. Trebuie cumva să le explici. Deci astea sunt cele 5. Astea sunt cele 5 lucruri. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, da? Astea sunt cele 5 lucruri care ne trebuie să începem regimul. Deci 1, 2, 3, 4, 5 plus încă 27. Mergem mai departe. De ce apare eșecul? De ce nu reușim să slăbim? Pentru că noi avem impresia că un regim pe care îl găsim pe internet este regimul universal valabil pentru toată lumea. Nu. Greșit. Trebuie personalizat și trebuie personalizat ori de medic, ori tu poți să faci o cercetare în funcție de greutate, în funcție de înălțime, în funcție de vârsta. Nu consumăm destul de multe lichide, pentru că avem impresia de că dacă bem apă, ne îngrășăm. Sub nicio formă. Nu cred că e cineva care se gândește că dacă bea apă, se îngrășește. Păi, fii atent. Ai 75 de kilograme.
bei 700 de mililitri de apă, asta înseamnă vreo 500-600 de grame și te urci pe cântar. Păi da, mă, și dar, ai impresia, și la da, da, gândirea, psihicul tău zice, ah, eșec, nu e bine. Trebuie să fac ceva, să nu intre nimic în gură. Și bine este când treci pe stomac cu gol dimineața, nu? Așa trebuie, cel mai bine este pe stomac și înainte să bei apă, ca să te simți bine. Apoi, lipsa activității fizice. Altă problemă. Noi ținem regim, ok, facem restricții, dar mai facem și un pic de mișcare. Și asta înseamnă 20-30 de minute pe zi. Nu este o catastrofă. Adică putem să ne rupem de acolo un pic. Pierderea motivației, adică la un moment dat când vedem că nu mai slăbim, zicem, ah, nu funcționează. Și atunci ai greșit că te renunți. Renunți, cea mai mare greșeală că renunți. Pentru că câteodată durează și o lună ca să-ți reglezi metabolismul. Și cel mai important, sunt oameni care țin cură de slăbire, dar nu slăbesc. Motivul este că în viața aceasta a avut foarte multe cure de slăbire cu restricții extreme. Și în momentul în care facem lucrul acesta, adică scădem caloriile ingerate, avem și caloriile consumate care scad. Adică corpul nostru știe să-și regleze în așa fel metabolismul încât să nu mai consumi. Și în felul acela tu nu numai că nu slăbești, începi să te îngrași. O mare problemă. Trebuie să învățăm să ne calculăm și rata metabolismului bazal. Și pentru asta sunt calculatoare pe internet. Găsiți peste tot calculatoare care calculează această rată. Rata metabolismului bazal. Deci intri pe Sfântul Google. Exact. Cauți calculator. Calculator. Rata metabolism bazal. Da. Așa. Și acolo, în funcție de greutate și înălțime, o să ne spună câte calorii putem să consumăm noi în fiecare zi. Vârstă. Exact, scrii greutate. Toate datele. Da? A, uite, e foarte ușor, e un calculator. Nu este deloc, da. Te-și întreabă dacă ești sedentar, da, sau... Da. Și eu mă dau exemplu pe mine. La mine calculatorul spune că pot să mănânc 2300 de calorii pe zi ca să mă mențin la greutatea actuală. Dar eu vreau să slăbesc. Așa că din astea 2300 de calorii o să scad 20%. Și o să ajung la un rezultat de 1800 de calorii. Deci e un regimul meu pe care o să-l fac, nu o să consum mai mult de 1800 de calorii. Iar pentru fiecare aliment pe care îl cumperi, găsești caloriile, poți să le găsești pe internet, sau le găsești acolo în spatele produsului. Pe deci spate. Tu toată ziua nu trebuie să mănânci mai mult de 1800 de calorii. Eu dacă vreau să slăbesc, având în vedere că rata de metabolism bazal, adică eu într-o zi normală consum 2300 de calorii, eu trebuie să mănânc într-o zi 1800 de calorii. Și în felul ăsta slăbesc încet și sigur. Și de exemplu eu pun așa, câte calorii are o șaurma? O șaurma. 800, 700-800. Și tu știi că dacă mănânci în general o șaurma mică poate avea în jur de 400-500 de calorii, da. O șaurma medie 600 și 800 de calorii. O șaurma mare 1000 de calorii. Adică tu știi că dacă ai mâncat într-o zi o șaurma, o șaurma e 1000. Și mai mănânci o ciorbă, mai mănânci niște cartofi, mai mănânci un ou și ai făcut 1800 de calorii. Deci, oameni buni, toată lumea acum pe Facebook, pe TikTok, avem smartphone, intrăm frumos pe Google și căutăm câte calorii are o gogoașă. O gogoașă. Deci o gogoașă, unele simple au 100 de grame, mamă, 426 de calorii? Da, multe, multe, pentru au zahăr. Mamă. N-am zis bine, câte... un ou, caută un ou, caută ceva mai... Un ou. Bă, dacă nu o să fiu eu cu calorii... Băi, doctore, cu un conținut de aproximativ 785 de calorii din cele peste 2000... Stai un pic să văd, câte calorii are un ou? N-are. Stai că și aici, dacă îl gătești, dacă îl fierbi... Da. Găsești pentru orice. Adică poți să faci singur regimul ăsta de viață să nu cumva să sar peste acea 54 de calorii, 63 de calorii, 72 exact, de calorii. Acolo sunt. Ce îți faci? Îți calculezi. Măcar orientativ. Te ajută. Deci trebuie să știi neapărat cât poți tu să mănânci calorii. Eu știu, am văzut chestia asta cu calculatul așa și am crezut prima dată că e nebun sau că e fiță la Bromania. Omul își calcula și ajutat de un prieten, Andu, foarte bun, un nutriționist, își calcula cât mănâncă. Și la un moment dat mânca o șaurma, dar apoi nu mai mânca nimic ziua aia. Da? Și dacă avea deficitul ăsta de calorii, a reușit să slăbească. Trebuie să știm regulile. Deci e bine acestea. Să calculezi asta. E foarte bine, pentru că avem grijă de noi și avem și o ordine, adică știm să ne pregătim, știm cum să facem, știm cât mai trebuie să mâncăm, unde ne trebuie să ne oprim. Bun, regula numărul 1. Mâncăm fără zahăr. Bravo. Zahărul este cea mai ușoară sursă de energie care poate să fie accesată de corp. Deci atâta timp cât avem zahăr în sânge, nu se ard grăsimile.
Dar dacă nu avem zahăr, începem să ardem grăsimea și dăm burta jos. Dacă mâncăm fără zahăr, scade rezistența la insulină. Dacă mâncăm fără zahăr, scade inflamația în corp. Dacă mai adăugăm și pe lângă acest act să nu mâncăm cu zahăr, fără produse de patiserie, și înjumătățim cantitatea de pâine pe care o mâncăm, ajută mult mai mult. Dar regula este fără zahăr. Pe lângă asta, scade riscul de orice tip de cancer. Sănătatea dentară este mai bună, îmbunătățește memoria, avem pielea mai sănătoasă, crește imunitatea și stabilizează dispoziția dacă mâncăm zahăr spre deloc. Deci regula numărul 1. Zahăr cât mai puțin sau dacă se poate deloc. Mai ales că zahărul e aproape în orice aliment în ultima perioadă. Eu nu, am fost în supermarket, am încercat să găsesc un produs fără zahăr în ambalaj, nu există. Nu neapărat zahăr, carbohidrați, glucide. Deci, oameni buni, începem anul cu niște reguli pe care dacă le urmăm, avem șansa să ne schimbăm stilul de viață și sănătatea. Regula 2. Regula 2. Mesele regulate. Pentru că între mese trebuie să avem timp să consumăm carbohidrații. Adică dacă noi tot mâncăm și mai ciupim câte puțin, corpul nu are timp să consume carbohidrații de la ultima masă și în felul ăsta se acumulează, se așează una peste cealaltă și ne îngrășăm. Apoi, scad rezervele de grăsime, pentru că atunci când rămânem fără carbohidrat, începe grăsimea să se consume și dacă se consumă grăsime, dăm burta jos și se menține rata de metabolism bazal. Ceea ce spuneam, acel număr de calorii pe care putem noi să ingerăm în fiecare zi nu scade și în felul ăla putem să slăbim mai ușor. Iar dacă reușim să avem niște mese regulate și mai sărim și de 2 ori pe săptămână peste micul dejun, și nu mâncăm după ora 18. Asta, mă, după ora 18 la mine întotdeauna da rezultat. Da. Dar e greu. Este greu, dar poți. Adică se poate, cu puțină voință. Da, problema e ritmul de viață. Asta e. Muncim haotic, nu... Mâncăm haotic și avem și sănătatea haotică. Pe lângă asta, ne ajută la stabilizarea glicemiei, ne controlează apetitul prin educație, adică știm când să ne fie foame și când să nu ne fie foame, dacă avem mese regulate. Avem un somn de calitate dacă nu mâncăm după ora 18 și intrăm într-o stare care se numește cetoză, adică se arde grăsimea. Mesele regulate. Regula numărul 3. Regula numărul 3 este hidratare. Și hidratarea, pe lângă faptul că este benefică pentru întreg organism, te ajută și să slăbești. Reduce senzația de foame. Dacă atunci când îți este foame, bei un pahar cu apă, îți reduce senzația. Nu-ți dispare, dar îți reduce senzația de foame. Accelerează metabolismul. De ce accelerează metabolismul? În momentul în care consumi apă, apa nu este la 36 de grade. Este mai rece. Și corpul începe să o încălzească și în felul ăsta se ard caloriile. Sprijină digestia, pentru că sucul nostru gastric e făcut și din apă, și reduce retenția de apă. În momentul în care apă și reduce. Exact. Pentru că rinichiul începe să circule apa și în felul acela o dă afară. Dacă reușim să nu consumăm băuturi carbogazoase și fără alcool, mai ales bere, ajutăm foarte mult hidratarea și ajută foarte mult la slăbire. Apa mai ajută la reglarea temperaturii, la eliminarea toxinelor, mai ales a amoniacului. Avem o digestie mai sănătoasă și previne durerea de cap dacă consumăm apă. Bun. Regula numărul 4. Încercăm să înlocuim carnea grasă. Carnea grasă are foarte multe grăsimi saturate. Grăsimile saturate sunt grăsimile care se digeră mai greu și care îți fac rău. Adică poți să faci hipertensiune sau poți să faci accident vascular la ele. Accelerează digestia. Adică o carne de porc se digeră în câteva ore. Pe când carnea de pește, mai puțin, o oră jumătate. Și scad caloriile ingerate. Adică 100 de grame de carne de porc niciodată nu o să fie egal cu 100 de grame de carne de pește. Da. Caloriile sunt diferite. Dacă reușim să înlocuim cu carne de pui, curcan sau pește, mai ales pește, și dacă adoptăm și dieta asta mediteraneană, și mai bine, ajută. Pe lângă asta avem un ficat sănătos, scade inflamația, scade colesterolul ăla rău și culmea crește cel bun. Deci totul e de stil de viață. Totul e de stil de viață. Regula numărul 5. Numărul 5. Efort fizic zilnic. Nu trebuie neapărat să fie într-un cadru organizat, putem să-l facem noi acasă, doar să-l facem. Dacă facem efort, ardem calorii mai multe, crește masa musculară și când crește masa musculară, scade grăsimea, ridică starea de spirit, pentru că se consumă cortizol.
dacă reușim să facem și 120 de minute de activitate intensă pe săptămână, adică asta înseamnă 15, 20 de minute pe zi, 18 minute pe zi. Dacă ne facem și un plan și dacă mai adăugăm și 10.000 de pași pe zi, și asta am numără telefonul, ești zeu. Ești bun. Și asta, 120 de minute, înseamnă să, dacă te duci cu mașina, să mergi mai mult pe jos, să urci scările. Să urci scările, să faci ceva, să ți se accelereze inima. Că atunci când se accelerează inima, știi că tot sângele circulă la o capacitate mult mai ridicată. Și atunci slăbim. Bun. Pe lângă faptul că slăbim, crește și calitatea somnului, că facem efort și previne depresia prin consumarea cortizolului. Ne apropiem de sfârșit. Regula numărul 6. Doctorul nostru, Marius Sava, fiind doctor pneumolog, dar având certificări și în somnologie, și aici ajungem la o regulă grea pentru noi. Regulă de aur, cred că cea mai importantă din punctul meu de vedere. Chiar că e de aur. Somnul, între 7 și 9 ore, de o calitate și de o cantitate, adică calitatea să fie bună, adică să fie un somn din acela profund, dacă reușim. Ce se întâmplă în timpul somnului? Doar în timpul somnului, ne făcând nimic, ardem 500 de calorii. O șaurmă mică. Dacă dormim 8 ore în fiecare zi, ardem 500 de calorii. Scade rezistența la insulină. Somnul? Da. Scade glucoza în sânge. De fapt, ăsta e și mecanismul prin care scade insulina. În timpul somnului se ard grăsimile din jurul organelor, crește energia și reglează acest joc între doi hormoni. Hormonul foamei și hormonul sațietății. Așa ne reglăm noi creierul nostru, care să știe când îți e foame și când nu ți este foame. Dacă reușim să facem 20 de genuflexiuni după ce ne trezim, la 10 minute, și mai bine. Și dacă reușim și somnul să fie doar în timpul nopții, și mai bine. Pe lângă faptul că ne ajută să slăbim, scădem riscul de Alzheimer, crește capacitatea de învățare, un somn bun, și crește imunitatea, că tot suntem în perioada asta rece în care sunt atâtea răceli în jurul nostru. Bun. Și regula numărul 7 și ultima. Asta e important. Perseverența. Ne cântărim săptămânal. Nu zilnic. Nu zilnic, pentru că o să ne pară săptămânal rău. Dimineața pe stomacul gol. Da. Și trebuie, dacă nu reușim în prima săptămână, trebuie să ne dăm timp. E posibil ca imunitatea, ca metabolismul nostru să-i trebuiască timp ca să-și revină. Pe lângă faptul că ne ajută să slăbim, perseverența ne crește și stima de sine și încrederea, pentru că știm că se poate și pentru că nu cedăm. Și facem recapitulare, Cătălin? Bravo, doctore! Regula numărul 1, fără zahăr. Regula numărul 2, mese regulate. Regula numărul 3, hidratare. Regula numărul 4, evitare carne grasă. Regula numărul 5, efort fizic zilnic. Regula numărul 6, somn. Și regula numărul 7, perseverență. Alegeți 4 din toate, țineți-le și sigur o să slăbiți. Mese regulate înseamnă să nu ciugulești între mese. Da. Adică ai mâncat și să lași cel puțin 4 ore între ele. Cel puțin 4 ore și dacă ești cu adevărat și te simți puternic, poți să faci un pic de post intermitent. Fastingul acela. Fastingul. Noi acum avem niște critici. Avem niște critici pentru că medicii, într-adevăr, medicii din media promovează fastingul, pe bună dreptate, dar se spune că e periculos. Măi, este periculos dacă este făcut haotic. Avem niște contraindicații pentru fasting. Hipertensiune arterială, cel puțin cea care nu este controlată, atunci trebuie să te gândești dacă faci post intermitent sau nu. Pentru că jocul presional din sânge o să fie când mare, când mic, când mare, când mic și poți să te trezești, Doamne ferește, cu o hipertensiune necontrolată sau cu hipotensiune. Avem diabetul. În momentul în care nu mănânci, diabetul se reglează în așa fel încât îți scade glicemia brusc și poți să o pățești de la fasting. De asta trebuie să știe un diabetolog când faci asta. Anemia. Când ești anemic, nu faci fasting. Nu poți să faci lucrul ăsta, pentru că îți trebuie nutrienți pentru sânge. Sau dezechilibrile hidroelectrolitice. Adică dacă ai potasiu mic, dacă ai magneziu, atunci trebuie să mănânci ca să ți le reglezi. Sau insuficiența cardiacă. Acestea sunt în mare sunt contraindicațiile. Și cele care sunt însărcinate. Și cele care sunt însărcinate și copiii sub 18 ani. Într-adevăr, trebuie făcut asta. Să nu facă fasting. Să nu facă fasting, da. Și aici? Aici avem regula fastingului, pentru că eu mă pregătesc să fac 3 zile. Este prima dată în viața mea când încerc să nu mănânc 3 zile. Succes. Mă bag și eu, nu? Că și eu și Ciuca mai rezistat, a făcut câte 2 zile. Eu de duminică, adică după 7, încep, încerc.
până miercuri când vin la voi, încerc să nu mănânc deloc. De duminică? Da. Hai, dă-mi mesaj că și eu mă bag. Haide. Păi ce mesaj? Voi ați uitat că noi avem grup. Avem grup, da. Făcut la podcastul cu colesterolul. Avem grup de WhatsApp. Din decembrie. Deci eu după 7, 8, 9, 3 zile o să încerc să nu promit că reușesc, dar eu încerc să fac lucrul acesta. Doctore, intri pe grup să dai mesaj, să ceai de putem, băgăm, reușim. Cum să-mi plâng acolo, mi-e foame. Vedeți că în descriere la podcast la Casa Murței e un grup de WhatsApp, băgați-vă acolo, să fim mulți, o sectă. A fastingului, secta fastingului. Secta fastingului, a care slăbim. Da, facem. Bagi la Luca, beghi, vă băgați, băgați-vă în WhatsApp. În descrierea podcastului cu colesterolul. Da, da, acolo. Și îl punem peste tot și doctorul intră și ne dă acolo mesaje. Nu mânca, ia mâna de pe frigider. Bun, zi doctore. Să înțelegem foarte bine ce este fasting înainte să-l ținem. 10-12 ore după ce mâncăm nu se întâmplă absolut nimic în corpul nostru, doar că ne este foame. Pentru că în astea 10-12 ore se arde glucoza. Când scăpăm de glucoză, ajungem la glicogen, care este glucoza în rezervă. Și asta durează ca undeva în jur de 16 ore. Deci în 16 ore noi nu prea slăbim. Sau e bine pentru sănătate. După 16 ore, de fapt ca să fiu foarte exact 16-18 ore, începe un proces care se numește cetoză. Grăsimea este transformată într-un fel de zahăr, se numesc corpi cetonici, și în felul ăsta avem energie. Și dacă grăsimea începe să se consume și prima se consumă grăsimea din jurul organelor, deci dacă grăsimea se consumă, începem să slăbim. Iar după 24 de ore, începe un proces care se numește autofagie. După 24 de ore. Adică... celulele bune le mănâncă pe larele. Pentru că e nevoie mare de energie, ficatul nostru începe să găsească celule prin corpul nostru care nu sunt bune, care sunt stricate. Și extrage ficatul niște proteine din interior, le distruge pentru a avea energie și la prima masă le înlocuiește cu niște celule foarte bune, sănătoase. Deci și regenerarea... Și în felul ăsta ne regenerăm, ne renoim. Doctore, ești minunat. Marius Sava, 52 pe Instagram, prietenul nostru. Săptămâna viitoare ne vedem cu el. Doctore, să ai un an bun, minunat. Doamne, ajută, să fii sănătos. Ai auzit ce a spus horoscopul. Și să dea Dumnezeu în 2024 să nu mai fim supraponderali. O să slăbim. Asta putem. E. Putem. Putem. Putem.